Ciao, ciao, ciao! Sunt Mihnea din Beijing. Ne mutăm din nou într-un nou apartament. Nu acolo unde se construiește, ci aici, în această comunitate, într-un apartament nou-nouț. A venit timpul, a venit vremea să ne mutăm mai aproape de școala mea, pentru că Zaharia va merge la mine la școală de la 1 septembrie. Deci, am găsit un apartament fantastic, nou-nouț, gata, mobilat. Ne mutăm de la două etaje unde stăm acum la un apartament ceva mai micuț, dar este foarte, foarte frumos și nou-nouț. Am ajuns aici la intrare, așa, pentru istoria și arhiva familiei noastre. Voi face un video la cum arată apartamentul înainte de a ne muta. Și poate sunteți interesați să vedeți cum arată o comunitate, un apartament nou-nou în China. Aici am ajuns la intrare și noi locuim într-o clădire acolo în spate. Mă grăbesc puțin pentru că au venit oamenii să instaleze internetul, foarte important, dar să vedem drumul până la clădire. Este foarte aproape de intrarea principală, de una din intrări. Aceasta este clădirea. Este o comunitate nou-nouță, foarte fain organizată, design fain, multă verdeață, fără acces la mașini. Toate mașinile merg direct în parcare la subsol, că se aude aici cum se fac reparații și construcții, pentru că am spus, este nou-nouț. Asta este clădirea. Iar aici intrarea, chiar în față avem terenul de basket. Se deschide așa cu un cod. Hai să apăs aici codul. Să vedem. Și tara! Foarte fain. Încă mai au pe jos cartoanele astea de mutat. Iar liftul este, știți cum îi spune în engleză, moving lift. Un lift care este așa acoperit cu cartoane pentru a proteja când te muți. Și noi locuim la etajul 3. În sfârșit avem lift. Știți că la apartamentul unde am stat în ultimii 5 ani și la apartamentul precedent nu am avut lift, dar acum avem lift. Fantastic! Se deschide așa, prin cod, atinge aici și acum apaci codul pe care nu vi-l arăt. Și, tada, am ajuns! Fii atent că sunt cu căruciorul lui Zaharia. Ok, deci am aprins câteva luminițe aici să se vadă. Voi face așa o tură rapidă a întregului apartament. Încep de aici, din hall. Ușa de la intrare, aici un pic problematic pentru că o blochez, o închiz așa, dar se deschide automat când apleci clanța și deja Zaharia a învățat cum să deschidă fără să-i zică nimeni nimica. Aici panou de acces la security, SOS, să deschizi poarta de jos pentru vizitatori, să intrăm în bucătărie. Că nu m-am prins cu toate luminile. Uite aici sunt luminile. Bucătăria este, nu este foarte mare. De fapt este cam micuță. Dar bine dotată. Hotă. Spălător de vase. O chiuvetă imensă. Hai să închid geamul aici. Microwave. Mașina de spălat. Așa închină. Au mașina de spălat în bucătărie. Dulapuri. Și dita mai, frigiderul, știi cum zic în filmele de mafioți, unde ajuns de mare ca să pui un omot aici. Bine, glumesc. Ok, ce avem aici? Ceva foarte interesant, dulapul pentru
papuci, dar are tot felul de posibilități de, de ca să reîmprospătezi aerul, să faci cu deodorant, cu una alta. Trebuie să învăț cum să le bigulesc. Aici din nou, dulapuri, asta e fain pentru jachetele ce le folosești acum curent. Și intrăm în camera principală. Hai să vedem, aici este sufrageria. Aceasta este zona de dining. Dulapuri acolo, se aude cum încă lucrează la vecini. Și aici este zona de living room, sufrageria, un pian, aici un setup de sofas și un aer condiționat foarte imens și foarte silențios. Și aici să vedem care e situația la geam. Nu avem balcon, avem un geam și suntem foarte mulțumiți de priveliște. Că nu sunt mașini, nu va fi călăgie mare, verdeață, clădirea din față. Și aici niște dulapuri frumoase. Iar acum hai să le luăm așa la rând. Cele patru camere, deci avem patru camere și trei, două băi și o toaletă. Aici va fi camera bunei. Toată mobila este de la proprietar. Deci un pat așa jos, o garderobă și aici garderoba numărul 2, care va fi și pentru Zaharia. Iar aici niște rulete destul de faine. Foarte, foarte faine. Toate camerele au aer condiționat, totul este nou-nouț. Încălzirea este în parchet. Ok. Hai să o luăm în cealaltă cameră. Ok, aici este prima baie, chiuvetă, baie. Asta va fi baia copiilor. Asta este cu toalete din asta deșteaptă, care te spală și la fund și te și, te și usucă. Boiler sus, duș. Iar aici vom face camera copiilor. Mine este foarte bună. Aici va fi camera de joacă a copiilor, biblioteca lor. Avem rafturi pentru bibliotecă. Un geam frumos. Camera asta vrem să-l dăm, să nu ni-l trebuie. Și aici vom organiza foarte, foarte fain. Avem spațiu pentru copii. Să aibă o cameră de joacă, de citit. Să nu mai facă dezastru în sufragerie cum este acum. Ok, aici intrăm în master bedroom, deci aici este dormitorul mare. Hai să vi-l arăt mai întâi, dormitorul mare, cu dulapurile astea imense. Și uite, aici au și un scaun de masaj, dar priveliștea este ok. Nu, eu nu știu ce, este ok. Oricum avem perdele din astea groase și o noptieră, iar aici dulapul ăsta este un fel de separator, o masă pentru Paștea să-și pună chestiile de machiaj sau ce-o fi și baia mare. Asta are o lumină așa mai ciudată, pentru că lumina nu este foarte puternică, nu înțeleg de ce. Deci aici ai două chiuvete pentru el și pentru ea, toaleta și dușul. O avem vană. Ok, ceva interesant, dulapurile astea sunt așa two ways, deci poți să deschizi în ambele părți. Paștea a fost un pic dezamăgit, a crezut că ar fi spațiu mult mai mare să ai și în stânga și, și înăuntru și, și în holul ăsta. Ok, închis aici toate becurile, să închid becurile și aici, foarte, foarte modern. Unde
este, uite aici, aha, bun, și camera numărul 4, aici, asta este o baie de toaletă, o baie toaletă de serviciu, asta va fi toaleta băieților, simplu, cu o chiuvetă și niște rafturi, aici o oglindă imensă. Problema din nou este că, le-am spus proprietarului, ne trebuie cheile la toate ușile, pentru că Zaharia se poate închide aici de unul singur, știe deja să butoneze la clanță și rămâne închis și nu se poate deschide din afară. Iar asta este, acesta este următorul, ultimul dormitor. Un scaun, din nou o garderobă imensă și aici o masă de lucru și priveliștea de afară, la fel. Ok, trag perdelele aici. Ok, deci așa arată noul nostru apartament. Avem câteva probleme cu acest apartament. În primul rând, nu este la fel de mare ca celălalt, unde locuim mai. Acum avem două etaje, în total cam 160 de metri pătrați. Aici sunt puțin peste 140, deci nu e așa de mare. Ideea este că asta va fi colțul meu cu studioul meu de înregistrare. Am o cameră dincolo, aici am un dormitor cu un colț, deci nu este foarte, foarte ideal. Dar asta este. Iar ceea ce ne place este faptul că avem sufrageria gata, pregătită, deci nu vom modifica nimic aici, este fain să ai un safir, să stai copii la povești, la citit, la un alta. Cum vedeți, nu există televizor, la noi în familie nu există fel de, oh, ar venit ăștia cu internetul, în sfârșit. Ok, aici a venit și internetul. Ok, deci individul cu internetul s-a dus sus la etajul 4 să ducă nu știu ce. Aici jos va instala internetul. O altă chestie bună este că vom avea, este o clădire mult mai nouă, este o clădire nouță. Deci avem cabluri optice, deci internetul sper mi s-a garantat că este mult mai bun decât la vechea noastră clădire. Înapoi aici, în sufragerie, deci totul este pregătit, totul este frumos. Acolo avem un stand unde putem pune cărți, un alta, poze. Aici ne gândim să punem jucăriile de zi al lui Zaharia, să joace cu jucăriile lui. La fel și aici. Aici ne gândim să-i punem biblioteca numărul 2, cea de jos de acasă, a lui Zaharia. Iar în zona asta să și le dea pe toate jos și să le citească. Nu ne trebuie această masă. Aici vrem să punem pătuțul lui Matei în timpul zilei. A convenit individul cu internetul. Duc să stau cu el. După aia revin și povestim. Deci a instalat acolo internetul și aici în dormitorul mare a pus și un router. Foarte, foarte rapid este. Sunt foarte, foarte mulțumit. Ok, cam asta este povestea. Închid aici totul, închid aer condiționat. A fost deja, agenta mi-a luat poza ca să mă introducă în sistem, pentru că la intrare nu-ți trebuie card, nu-ți trebuie cheie, pur și simplu scanează fața și se deschide poarta. Deci acesta este planul. În 10 ne mutăm. De-abia aștept să ne instalăm în noua casă. Iar dacă ați stat până la sfârșit, ce părere aveți de această mustață? Și încă o chestie, știu că lumea v-a întrebat, deci vă spun acum. Chiria la acest apartament este de 16.500 de yuani,
împărțit la 7 vine cam 2300 de euro. Aici avem cam 140 de metri pătrați, dincolo plătim 7500 de euro, deci cam 7500 de yuan, cam 1100 de euro. Suprafața mult mai mare, dar clădirea este veche, nu avem lift, apartamentul nu este nou, deci merită această mutare, mai ales că pe 1 septembrie Zaharia începe școala, deci suntem cam la 4 km de școală, foarte rapid cu motoscooterul să ajungem la școală sau cu taximetru și mama Opașna va face naveta, va merge la muncă cu taximetrul în fiecare zi. Iar aceste canapele sunt fantastice. Stai aici frumos și te joci cu pruncii, citești, povestești. Este perfect, ce mai. Ok. Să-mi spuneți ce părere aveți despre această mustață, zice pencil mustață creion. Ok, ciao.